Suntem la sediul Ministerului Administrației și Internelor. În stânga mea se află domnul secretar de stat Mihai Capră, care va prezenta o situație actualizată a evenimentelor în urma fenomenelor meteorologice, precum și intervenția autorităților în zonele afectate. Domnule secretar de stat, aveți cuvântul. La ora actuală avem un număr de 81 de drumuri județene blocate. Trebuie să fac o remarcă aici, pentru că aseară la ora 9 am declarat că sunt 79, deși s-a lucrat intens în zona județelor Vrancea și Buzău. Am avut condiții climaterice nefavorabile în Giurgiu și Teleorman. Urmarea acestor căderi de zăpadă s-a luat decizia închiderii unor drumuri naționale, trei drumuri naționale în acea zonă, ceea ce a condus la blocarea drumurilor județene care defluiau în drumurile naționale, în așa fel încât, deși în județele menționate, Vrancea și Buzău, numărul drumurilor județene blocate a scăzut, per total este situația care vă prezint la această oră. Localități izolate la accesul la drumuri publice sunt 36, după cum urmează 4 în Buzău, 2 în Galați și 30 în Vrancea. Aș dori să vă informez că în județul Vrancea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a luat legătura cu primarii din comunele unde sunt localități izolate și s-a oferit să le transfere lucrători de la ISU pentru a-i ajuta la dezăpezire. Primarii au spus că se descurcă cu forțele locale, ceea ce personal mă bucur, înseamnă că au conștientizat că trebuie să acționeze pe plan local. Oricum, oferta rămâne valabilă în caz că e nevoie de intervenție. Pe alimentarea cu energie electrică, mai avem la ora actuală 16 localități nealimentate, din care 14 în Buzău. Zona aceea care se știe foarte bine cu probleme foarte mari, Amarul, cu Chirleanca, Gherășeni, Zmeien, Săgeata, Ziduri, Vadu, Pașii. Sunt aproximativ 11.000 de consumatori în acea zonă. Evident că se acționează, dar condițiile sunt foarte dificile în sensul că aparatura respectivă este îngropată în zăpadă, se depun eforturi considerabile. Inspectoratul General de Aviație a plecat într-o misiune de transport de alimente în localitatea Ciorăști din județul Vrancea împreună cu Crucea Roșie. Ne-a informat că, din păcate, condițiile meteo în continuare nu or să mai permită misiuni din zona Bucureștiului. Pentru zona afectată Vrancea-Buzău rămânând disponibil elicopterul care deservește Iașiul. Ministerul este implicat plenar în toate acțiunile, peste 4.000 de lucrători în diverse puncte. În ceea ce înseamnă situația medicală, în ziua de ieri și azi noapte au fost transportate la centrele de asistență medicală sau sociale 201 persoane și s-au înregistrat 3 cazuri de deces, 2 în Argeș și 1 în Teleorman. Astfel că numărul total al decedaților datorită hipotermiei este de 68. După cum vă spuneam aseară au avut loc în toate județele unde urmează să intre codul galben sau portocaliu ședințe extraordinare ale comitetelor județene pentru situații de urgență. Avem informația că la Vrancea se va solicita instaurarea stării de alertă, având în vedere prognozele meteo pentru județul respectiv, cuplate pe situația existentă la ora aceasta în Vrancea. Aș vrea aici să fac o precizare, pentru că am văzut că în Vrancea s-a instituit situația de urgență. Situația de urgență este o procedură care să fie instaurată sau constatată printr-un act administrativ. Conform ordonanței de urgență 21/2004, ea este definită doar ca termen, în sensul de a fi un eveniment excepțional cu caracter non-militar, care prin amploare și intensitate amenință viața, sănătatea, mediul înconjurător, valorile materiale. Vreau să vă spun că un incendiu este o situație
de urgență. Nu înseamnă că nu intervenim să stingem focul dacă nu avem instaurată starea de urgență de către un for oarecare, fie el că e comitet județean, local sau mai știu eu ce altceva. Starea de alertă, într-adevăr, este altceva, este o procedură care este prevăzută de Ordonanța 21, este și definită, evident, dar are articole foarte clare care statuează cum se instalează, se instaurează această stare de alertă. Astfel, ea poate fi declarată de primar pe raza unei localități și este validată de prefect, sau poate fi instaurată de prefect pe raza județului sau unui anumit număr de localități din județ și este aprobată de Ministrul Administrației și Internelor. Conform Ordonanței 21, urmarea declarării starii de alertă este prevăzută la articolul 4 aliniatul 2, care prevede următoarele. Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. Mă tem că există o confuzie creată în sensul în care Ordonanța 21 pe 2004 a fost aprobată de Parlament prin legea numărul 15 pe 2005. E adevărat, în forma inițială a ordonanței de urgență, așa cum a fost ea decretată de guvern la momentul respectiv, se spunea următoarele despre starea de alertă. Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor articolului 53 din Constituția României, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăți fundamentale, referitoare după caz la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, etc. Vreau să vă spun că acest articol nu a fost acceptat de Parlament și a fost înlocuit cu acea prevedere care v-am citat-o, că se pot lua orice măsuri pentru înlăturarea stării de forță majoră. Sigur, în situația județului Vrancea, așa cum ne aflăm acum, având în vedere situația în care se găsesc localitățile din județ, iminența ninsorilor și a viscului prognozat prin codul portocaliu care urmează să intre în aplicabilitate de luni de la ora 12, sigur, domnul ministru al Administrației și Internelor va lua legătura cu prefectul județului, probabil în videoconferința care va avea loc astăzi la ora 14 și dacă considerentele avute în vedere sunt în regulă, nu văd un impediment de a accepta, de a viza această instaurare. Dar vreau să vă spun că instaurarea acestei stări de alertă, din păcate, așa cum este prevederea, respectivă, nu poate aduce schimbări fundamentale în modul de răspuns al forțelor care intervin în această activitate. Sigur, dacă vorbim de starea de urgență, care este prevăzută împreună cu starea de asediu, în Ordonanța numărul 1, de pe 1999, lucrurile se schimbă radical. Starea de urgență, pentru că nu ne referim la starea de asediu, evident, starea de urgență presupune că autoritățile publice locale, care au competențe în acest moment la intervenții, își declară neputința de a rezolva problema și atunci competențele respectivelor autorități se transferă către Ministerul Administrației și Internelor prin Inspectoratul General de Situații de Urgență, care preia conducerea absolută a acestor operații. Sigur, așa cum va fi fiind ea prevăzută în decretul de instaurare a stării de urgență, care poate fi emis de președintele României și contrasemnat de primul ministru. Decretul trebuie să prevadă motivele care au impus instituirea stării, zona în care se instituie, perioada și așa mai departe. În termen de 5 zile, el trebuie avizat în Parlament. Haideți să vedem ce înseamnă instaurarea acestei stări de urgență. Se dispune trecerea temporară a autorității de la autoritățile locale către Sistemul Național de Management al situațiilor de urgență. Se limitează sau se interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în zone sau între anumite ore,
să efectueze control asupra unor persoane sau locuri când acestea se impun, să efectueze razii, să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a manifestanților sau a marșurilor, să evacueze din zona supusă regimului stării de urgență persoanele a căror prezență nu se justifică, să dirigeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zone stabilite, să țină evidența acestora, să protejeze informații cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass media, să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuție a carburanților, restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii de asociații, să suspendă temporar apariția unor publicații, să asigure paza militară a autorizațiilor, să dispună raționalizări și așa mai departe. Suntem într-o astfel de situație. Părerea mea este că nu. Mulțumesc. Mulțumim, domnule secretar de stat. Este foarte bine că s-a lămurit această problemă, pentru că a fost o întreagă dispută în mass media pentru în vederea definirea acestor stări și este bine că s-a clarificat acest aspect. Întrebări dacă aveți. Ați spus că aveți informații de la România TV că în Vrancea se va institui starea de alertă. Da. Când va... Se va solicita aprobarea de instaurare a stării de alertă. Da, am informații în sensul că am discutat cu prefectul, n-am primit oficial documentul, în sensul ăsta am informații. Despre localitățile din județul Buzău, știu că sunt anumite zone unde sunt blocate. Vă dau un exemplu, la Scutelnici, acolo sunt oameni blocați de 8 zile care au probleme. S-a întâmplat ceva în zona aceea? Știți dacă s-a avansat? Ce stadiu e Buzău? În Buzău, dimineață, mi-au fost date următoarele localități izolate. Balta Albă, Lodeanu Siliștea, Robeasca, Valea Salcii. Cercăm. Deci astea sunt localitățile izolate în acest moment, deci e vorba de acum o jumătate de oră, ultima discuție cu prefectul județului Buzău. Avem informații de la telespectatori care spun este adevărat. Deci, încă o dată, eu vă spun, sigur că probabil aseară au fost, v-am spus, azi noapte s-a lucrat în foc continuu, am avut, pe lângă utilajele normale care lucrau acolo, au venit 8 utilaje de la București, special pentru județul Bacău, care s-au dus în special în zonele astea unde dumneavoastră ați tras semnale de alarmă că sunt situații disperate. Deci, la ora actuală, astea sunt localitățile și insist pe localități, să nu confundăm cu comune, în care accesul, eu știu, nu e deschis. Sigur că se poate, se merge pe jos, cu efortul, cu greutăți, dar astea sunt cele 4 localități unde accesul auto, normal, nu este deschis. Normal, sigur, în condițiile a ceea ce ați văzut cu toții că a fost în zonă.